Salutare, prieteni! Astăzi discutăm despre o conferință de profunzime și de amploare care este programată la Cluj pentru data de 14 martie. Este vorba de conferința Romanian Business Leaders. Am doi invitați care reprezintă companii membre ale acestei comunități. Este vorba de Anca Rareu de la Brandocracy și de Flavian Cătălin Pah, care reprezintă Carpathia Investing Club, de asemenea membru RBL. Mă bucur tare mult că avem ocazia să discutăm despre un asemenea eveniment aici la Cluj. Bine te-am găsit! Mulțumim mult pentru invitație. Să începem cu informațiile esențiale. Am spus data, să spunem și ora și locul la care are loc această conferință. Începem la ora 9, la Grand Hotel Italia și va ține toată ziua. Avem și paneluri, avem și ateliere practice, deci va fi o zi plină pentru toată lumea. Și mulți speakeri interesanți. Și mulți speakeri, putem să amintim câțiva. Dan Bucșa, care este analist și vine de la Londra, de la UniCredit. Avem pe Mihai Copaciu, care este reprezentantul României la Fondul Monetar Internațional, Dan Ștefan, care este co-founder Autonom Group, deci sunt foarte mulți și mulți alți specialiști. Suntem practic 200 și ceva de oameni acolo, pentru că întotdeauna au fost cam 250 de participanți, deci posibilitățile de networking iarăși sunt extraordinare. Atelierele despre care am spus, iarăși se va vorbi despre zona de provocări pe care acum toți antreprenorii le au cu e-factura, e-transport și așa mai departe. Se va vorbi despre cum datele economice, datele statistice pot fi folosite în analizele de business. Avem specialiști acolo. Barometrul RBL, Economic Monitor de la FSEGA, UBB. Se va vorbi despre well-being în companii și așa mai departe. Va fi despre digitalizare. Multiple subiecte ca să fie pentru toată lumea, pentru toți cei interesați. Dacă ar fi să amintim trei elemente care produc multă valoare adăugată într-o asemenea conferință, care ar fi trei elemente să le amintim aici pentru cei care ne urmăresc? Cu siguranță este expertiza. După cum a spus deja Anca, avem o pleiadă de experți, membrii RBL și nu numai, care vor oferi din experiența lor și din expertiza de business către ceilalți participanți la conferință. Cu siguranță avem partea de networking. Glumeam la un moment dat astăzi cu Anca despre prezența mea în RBL, pentru că i-a venit via Iași, via Repatriot. Auzisem de RBL Cluj, de la conferința Repatriot de la Iași, chiar dacă sunt din Cluj, a trebuit să merg via Iași ca să ajungă membru în RBL. Suntem peste tot. Aici acasă, da? Suntem peste tot acasă. Exact. Celebrul cântec, da? Al microbiștilor. Deci ar fi expertiza, ar fi networking-ul și cu siguranță ar fi informațiile cu care plecăm după o astfel de conferință, pentru că până la urmă aceste forumuri regionale RBL, aceste întâlniri pe care le organizăm o dată pe an, ne oferă cumva capacitatea sau posibilitatea de a discuta inovație, de a discuta realitate economică, de a discuta viitor până la urmă. Ne interesează anul acesta în mod expres ce înseamnă 2024 pentru antreprenorul român. E un an al adaptării. Pe lângă durări de cap. E un an al adaptării. Și stai să vezi ce titlu fain avem. Te rog, apropo, Anca. De, îi preiau ideea, sprint și maraton în business. Și practic asta facem toți în fiecare zi. Ba luăm decizii foarte rapide, pentru că așa sunt situațiile, ba avem proiecte la lung și le ducem ca pe un maraton cu reziliență. Și se mai întâmplă încă ceva, pentru că am văzut și ce face Marius Bostan și ce fac alți membri și din Repetro și din RBL, conectează comunități, pentru că exact. S-au format diverse comunități de oameni care împărtășesc aceleași valori și principii și în astfel de forumuri au ocazia să se conecteze. Da, și cred că ai adus un subiect foarte important în discuție, comunitățile. Este important să lucrăm împreună, să fim împreună și cred că aceste conferințe sunt utile pentru mediul de business local, regional, național, pentru că trebuie să învățăm că probabil singuri putem să alergăm un sprint,
dar dacă vrem să facem un maraton, să avem o companie care trece peste 2-3 ani de experiență și are poate 30, 40, 50 de ani de existență în spate, mai degrabă ai nevoie de un maraton, ai nevoie de o echipă și echipa o faci nu doar cu oamenii din firma ta, ci și cu colegii, asociații, oamenii din alte companii care sunt parteneri. Și atunci cred că, da, acest titlu Sprint și Maraton l-am ales destul de inspirați anul acesta, nu doar din prisma velocității sau capacității de a alerga mai mult sau mai puțin, ci și din semnătatea anului 2024. Este un an olimpic, deși este și un an al alegerilor și un an cu multe alte evenimente, un an în care, până la urmă, jucăm un campionat european de fotbal. După 20 după de ani. Mulți ani, dar ne-am oprit la Olimpiadă, iar simbolul acestei conferințe de la Cluj vor fi cele 5 cercuri olimpice, care, de fapt, sunt traduse în 5 valori pe care sperăm și credem că le putem insufla mediului de afaceri. Da, ne-am gândit la încredere, ne-am gândit la inovație, la spiritul de echipă, la pasiune. Ne-am gândit că toate acestea, reziliență, evident, că toate acestea se potrivesc și în business și în sport. La fel ca și motoul care domină întrecerile sportive, fair play. Fair și în play, business, exact. Da. Și avem surprize, pentru că acum suntem înainte de conferință și bine să știe lumea, avem surprize și din partea sportivilor olimpici către mediul de afaceri rebele din Cluj, dar nu le dezvăluim, veniți și vedeți, cine va fi acolo va vedea despre ce e vorba. Acum ales că sunt și veștile bune cu Simona Halep. Da, exact, sunt doar vești bune. Exact. Da, categoric. Dacă sunt persoane care nu și-au rezervat deja un bilet la conferință, pot să mai fac acest lucru? Sigur, sigur. Pot intra pe site-ul Rebele, pe zona de conferințe și selectând conferința Rebele Cluj, acolo sunt și biletele, agenda, speakerii, toate detaliile, practic. Deci acum încă se poate, practic se poate și în ziua conferinței, dar mai bine să-ți rezervi locul dinainte. Categorică, planificarea bună, știm cu toții că este foarte importantă. Dar dacă ne referim la ceea ce înseamnă comunitatea Rebele Romanian Business Leaders, aș vrea să discutăm puțin, să explicăm celor care poate încă n-au aflat cum s-a născut această comunitate și care sunt valorile ei și mă rog pe amândoi să răspundeți prin atât, doamnele, bineînțeles. Mulțumesc! Uite, acum 12 ani s-a născut la București. A fost o idee care a venit din partea 3, 4, 5 antreprenori care și-au pus cumva motorașele și mintea împreună și au vrut să creeze un Davos românesc. De fapt, despre asta a fost vorba. O conferință sau o comunitate mai întâi, lansată printr-o conferință, într-un februarie, acum mulți ani, cum am spus, în care nu se așteptau să vină foarte mulți oameni, pentru că n-a ști cum e percepția despre conferințe, seminarii, simpozioane, dar au venit peste 100 de oameni atunci, antreprenorii României, și acum eu fac o paranteză ca să spun că în Rebele întâlnim antreprenori care conduc firme și manageri care conduc firme care dau peste 5% din PIB-ul României și asta este... Și unele dintre ele foarte important. Practic au contribuit la schimbarea ADN-ului economic al societății. Și economic și antreprenorial, da, pentru că noi ne educăm într-una. Acum 7 ani s-a deschis la Cluj, am deschis la Cluj împreună cu alți oameni de afaceri Rebele Cluj, prima filială Rebele din țară, iar după asta au venit încă 5-6 filiale și mai urmează și altele. Practic am fost copilul cu minte care a știut să arate că se poate local dezvolta Rebele și proiectele Rebele, deci au urmat și altele. Ce mai vreau să spun este că Rebele este cumva vocea și vehiculul prin care se exprimă antreprenoriatul românesc în acest moment pe pilonii de bună guvernare, educație și antreprenoriat și avem proiecte derulate pe acești piloni, astfel încât în comunități noi muncim împreună, suntem o comunitate de oameni antreprenori care dăm și înapoi comunității. Avem și un slogan informal,
pentru că evident plătim o taxă de membru ca să fim în această fundație, asociație, și ideea este că noi plătim ca să muncim și ne și place. Ne și place mult pentru că, așa cum zicea Flavian, networking-ul este foarte bun, facem afaceri împreună, dezvoltăm proiecte împreună și acum suntem aproape 500 de membri în toată țara. Deocamdată. Creștere. Și aproximativ 50 la Cluj, dacă nu mă înșel. Și suntem 50 de membri la Cluj, o creștere impresionantă pentru că, mă rog, am pornit de la, nu știu cât eram, 7, 8, către 10 și uite că am crescut. Ce ar mai fi de menționat poate aici e modul în care noi funcționăm. Organizația până la urmă este deschisă pentru oricine vrea să adere și are un business și visează la o Românie mai bună, pentru că până la urmă pentru asta milităm. România pe care vrem să o lăsăm copiilor, nepoților noștri, să încercăm să o construim împreună, să nu ne tot plângem și lamentăm că nu se întâmplă lucruri în România, să plătim ca să muncim și dacă muncim bine, să sperăm că lăsăm ceva frumos urmașilor. Există întâlniri lunare și asta mi se pare foarte important de spus. Ne întâlnim o dată pe lună, toți membrii, într-un network destul de pestrit, în sensul că fiecare antreprenor e cu business-ul lui și atunci există foarte multe sinergii și conexiuni, se pot face business-uri împreună, schimbăm experiență, schimbăm idei despre piețe, de dezvoltare și așa mai departe. Iar dacă nu mă șel, Anca, și aici o să te rog să mă corectez dacă cumva greșesc, poți să participi la întâlnirile Rebele, chiar dacă nu ești încă membru 100%, dar ești membru simpatizant sau vrei să vezi ce se întâmplă la o întâlnire Rebele. Sigur, așa poți să vii fără nicio problemă, vezi cine suntem, ne cunoaștem și dacă îți place de noi și sentimentul este reciproc, putem să începem să facem o echipă și să punem umăr de la umăr pentru România mai bună de mâine. E o comunitate deschisă și vie, din câte îmi dau seama. Da. Și foarte diversă cumva, apropo, din toate industriile. Și... Da, eu acum o să vin poate cu perspectiva membrului mai tânăr, Rebele. Da. Din toate punctele... Ești mai tânăr în Rebele. Da, mai tânăr din Rebele, doar de vreo 2 ani cred că sunt membru. Experiența mea cumva de business a fost construită la Varșovia o perioadă, mai apoi la Londra și întorcându-mă de la Londra înapoi acasă la Cluj, simțeam nevoia unui grup de oameni de afaceri cu care să mă conectez, cu care să discut, în spiritul acela londonez în care în fiecare zi de joi, dacă aveai o idee, găseai un pub unde să te întâlnești cu lumea și să discuți idei. Navigând cumva printre organizațiile de business și forumurile care existau acum 3-4 ani la Cluj, am ajuns și poate da, merită să repet, via Iași, via Repatriot, la Rebele Cluj și am rămas pentru că mi s-a părut că da, avem nevoie de astfel de grupuri, avem nevoie de astfel de forumuri de discuții, pentru că dacă discutăm despre sprint și maraton, probabil că singur poți să alergi 5-10 km, dar ca să faci un maraton care este 40 și ceva de kilometri, trebuie o echipă. Și cred că asta trebuie să înțelegem cu toții, în antreprenoriat poți să ajungi până la un anumit nivel, un om de afaceri bun, dacă mergi singur, asta nu este o problemă, dar dacă vrei să treci la un alt nivel, ai nevoie de o echipă. Și cred că, da, putem găsi echipe bune și în forumurile de business sau în asociațiile de business în care suntem înscriși. Am văzut că această comunitate, Romanian Business Leaders, este deschisă și spre antreprenori din afara granițelor României. Am avut bucuria să ne vedem și la Forumul Economic de la Chișinău, acolo unde a existat un eveniment în care au fost prezente mai multe astfel de comunități, membrii Rebele, Repatriot, International Business Society, în prezența Alteței sale regale, Principelui Radu al României, a președintelui Parlamentului Moldovei Igor Grosu, a premierului Moldovei Dorin Recean, vreo 3 vicepremieri, o mulțime de miniștri, foști miniștri, secretari de stat, parlamentari, din toate țările cu majoritate românească aici din România și din Moldova, dar și antreprenori din România, Moldova, Italia, Germania, Polonia și așa mai departe. Și în acest context putem oare să înțelegem faptul că Rebele este o comunitate deschisă și spre cei care fac business, către românii care fac business dincolo de granițele României? Da, desigur, avem chiar 2 proiecte foarte importante, Repatriot, de care și tu ai amintit, unde noi luăm legătura cu românii din afară,
cu antreprenori care să vină să-și dezvolte business-urile și în România, dacă nu chiar să-i repatriem cu totul, măcar business-urile lor să muște un pic și din ce este aici potențial local. Și Marius Bostan face o treabă foarte bună. Și exact, este repatriat cu Marius Bostan la Cârmă. Cu Marius Bostan la Cârmă este repatriatul. Iar alt proiect este Scale Out, în care ceea ce este aici în România ca antreprenoriat poate să se extindă în străinătate. O rețetă foarte, foarte interesantă de internaționalizare a business-ului. Exact, exact. Și românești. Suntem deschiși, desigur, și interacționăm cu antreprenorii din străinătate și avem legături foarte bune. Suntem dinamici și suntem un organism viu, așa cum ai spus și tu. Da. Până la urmă se pot face și poduri de flori, dar se pot face și poduri de business și poduri de capital. Și poduri pentru autostradă, și să sperăm poduri cât mai curând. Să sperăm. Ideea este că există foarte mult interes, cel puțin în ultimii ani, pentru business-ul făcut în România și pentru România ca și destinație de business. Vedem asta din florile de capital străin care intră în România, din investițiile străine care vin aici, dar și dintr-o plus valoare pe care investitorii români sau antreprenorii români au strâns-o în ultimii ani, și aceasta plus valoare le oferă capacitatea să înceapă să investească în străinătate, fie că vorbim despre Republica Moldova, Polonia, Ungaria sau piețe vest-europene. Cred că avem acum o oportunitate istorică în acești ani în care putem să ne recreionăm cumva direcțiile de business și gândirea strategică, și revin la ideea menționată anterior, 2024 poate fi un sprint, un maraton, un restart, o regândire a business-ului pe care îl faci poate de 10-20 de ani, pentru că challenge-urile pe care le-ai trecut în ultimii 2-3-4 ani, dacă nu te-au făcut să te oprești din acest sprint sau din maraton, cu siguranță te-au făcut mai puternic. Și atunci cred că miza antreprenorului român este ca în următorii ani, după ce s-a consolidat în România și poate să facă afaceri aici, să iasă în exterior cu business-ul. Și practic înțeleg că și traseul de maraton de 42, km poate să fie străbătut mai ușor în comunitate, prin ștafeta. Exact, și prin ștafeta și ștafeta de knowledge și ștafeta de a lucra împreună. Și exact de asta colegii noștri, noi am lucrat pentru această conferință într-o mare echipă. Adică noi suntem aici cei doi care vom fi gazde, dar să știți că în spate avem o echipă extraordinară și cred că 20 de oameni lucrează și acum pentru pregătirea conferinței. Și asta ce înseamnă? Înseamnă că suntem o comunitate în adevăratul sens al cuvântului, că suntem cu expertiza acolo și punem în folosul comunității expertiza noastră și că ne simțim prieteni și că suntem deschiși la noi oportunități sau colaborări și practic o să fie o conferință extraordinară. Asta, asta spun pentru că deja știu ce se va întâmpla și noi doi știm și colegii noștri, și așteptăm în număr cât mai mare. Vor fi și voluntari acolo, vor fi oameni de business care nu numai din Cluj, ci din toată regiunea Transilvaniei, și vor veni și din București și din afara țării. Ceea ce este foarte, foarte fain. Păi atunci nu îmi rămâne decât să le reamintim celor care ne urmăresc faptul că se pot înscrie pe site-ul Rebele și faptul că sunt bineveniți la evenimentul din 14 martie. Da, îi așteptăm cu drag. Mulțumesc tare, tare mult. Prieten, vă mulțumesc și vouă. Ne vedem pe net și ne vedem și la conferința Rebele din 14 martie, Grand Hotel Italia.